Bun regăsit la o nouă emisiune Creștin la timpul prezent. Subiectul de astăzi va fi despre samariteanul mulțumit. Vorbim despre samariteanul milostiv, mai puțin vorbim despre samariteanul mulțumit. Trăim o vreme de nemulțumiri și nu vrem să devenim oameni mulțumiți. Avem nevoie de modele. Hristos a zis în Luca 17, întâmplarea cu cei 10 leproși, Luca 17, la versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin mijlocul Samariei și Galilei. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși care au stat departe. Ei și-au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi! 10 leproși, la unison, a avut o singură rugăciune. Și rugăciunea lor a fost aceasta: Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi! 10 oameni leproși care strigă și se roagă. Îmi spune, aici ne identificăm cu ei. De câte ori nu am strigat și noi, de câte ori și noi în comun nu am strigat: Iisuse, ai milă de noi! Dar rostul prezentării de astăzi nu este să pun accentul pe importanța rugăciunii. Este adevărată importanța rugăciunii. Vrem să punem accentul pe importanța mulțumirii. Asta vrea Iisus să sublinieze. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Deci au fost ascultători. Și pe când se duceau, au fost curățiți. 10 leproși care s-au rugat, 10 leproși ascultători, și aici trebuie să-i apreciem. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Unul din ei. Era samaritean. Hristos sublinează lucrul acesta că era samaritean. Nu știm identitatea etnică a celorlalți 9, dar știm identitatea etnică a celui care a mulțumit. De aceea este samariteanul mulțumit. Poate fi denumit așa, samariteanul mulțumit. Cum a mulțumit? S-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Mulțumirea noastră trebuie să fie doar o mulțumire în gând. Uneori ne restrângem la această formă de mulțumire. Mulțumim în gând și atât. Nu ne manifestăm public mulțumirea. Nici măcar nu ne manifestăm cu voce tare mulțumirea. Acest samaritean mulțumit ne dă pentru noi un exemplu. Mulțumirea noastră nu trebuie să fie doar discretă și secretă. E nevoie uneori și de mulțumire publică. E nevoie de o mulțumire cu glas tare. Mulțumirea noastră să nu o restrângem doar în sferele tăcutului. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Hristos așteaptă mulțumirile noastre. I-a mulțumit lui Iisus. Sunt atâtea lucrări în care mulțumim oamenilor, mulțumim lui X, mulțumim lui Y. Dar uităm să mulțumim lui Iisus. Suntem zgârciți să ne mulțumim lui Iisus. Nu avem o viață de mulțumire. Această viață de mulțumire nu trebuie să fie o viață protocolară, ci profundă. Vedem profunzimea samariteanului mulțumit. Cum s-a manifestat el? S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus. La picioarele lui Iisus. Contează această stare de umilință. O inimă plină de umilință, o inimă plină de smerenie. Acest gest arată o totală subordonare. Atunci când mulțumim lui Iisus, trebuie să arătăm și o totală subordonare lui Iisus. Acest gest că s-a aruncat la picioarele lui Iisus arăta respect, arăta umilință, totală subordonare. Contează spiritul în care mulțumim lui Iisus. Nu e suficient un spirit protocolar, un spirit superficial.
Mulți practică un spirit superficial de mulțumire. Da, Doamne, mulțumim așa din vârful limbii. Trebuie să mergem mai adânc, să avem mulțumire adâncă. Ce să meritem mulțumit, a avut o mulțumire adâncă, plină de reverență înaintea lui Iisus. Trebuie să redescoperim calitatea mulțumirii, nu doar cantitatea mulțumirii. O mulțumire calitativă nu poate fi fără umilință, o mulțumire calitativă nu poate fi fără smerenie, o mulțumire calitativă nu poate fi fără prăbușire înaintea lui Iisus. Cum trebuie să venim? Cum trebuie să mulțumim? Atunci când vorbim despre mulțumire, sunt două adevăruri. Primul, ești mulțumit și doi, ești mulțumitor. În țara în care noi trăim, de multe ori suntem cei care consumăm în loc să fim cei care producem. În loc să fim mulțumiți, suntem de multe ori cârtitori. În loc să fim mulțumitori, întotdeauna suntem cei care cerem în continuare. Potrivit Sfintelor Scripturi, suntem chemați să fim mulțumiți, dar în același timp să fim și mulțumitori. Să fim mulțumitori pentru ceea ce primim, să fim mulțumitori pentru cei de lângă noi și totodată să implementăm din nou în vocabularul nostru cuvântul mulțumesc frumos. Un mulțumesc frumos lui Dumnezeu, un mulțumesc frumos prietenilor noștri și un mulțumesc frumos părinților care ne-au crescut. Un creștin care nu e mulțumitor este o contradicție în sine. Să te gândești la omul care a fost ajutat de samaritian și să ți-l imaginezi ca un om gânfat, care credea că samariteanul ar fi trebuit în mod obligatoriu să se îngrijească de el, e ceva ciudat și bizar. Și e un lucru așa de trist când creștinii nu sunt conștienți de faptul că trebuie să fie mulțumitori lui Dumnezeu. După cum, cu siguranță, cel care a fost ajutat de samaritean a fost mulțumitor și bucuros pentru ajutorul primit. Pentru un creștin, mulțumirea este o stare naturală și chiar dacă e o poruncă, ea nu trebuie simțită ca o poruncă. Dumnezeu spune să fim recunoscători și spune să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Dar nu pentru că ar fi o obligație, ci pentru că e o plăcere pentru un creștin și este un lucru natural și normal care noi ar trebui să-l facem zilnic. Pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu bun, care dă daruri bune copiilor săi și trebuie să ne încredem în faptul că Dumnezeu, în tot ce face El, e bun, plăcut și desăvârșit. Atitudinea de mulțumire este o atitudine care te ajută să mergi mai departe în viață și să îți câștigi mai mulți oameni din jurul tău care să fie sprijin de-a lungul vieții. Dar când ne uităm la pilda samaritanului milostiv, vedem că atunci când suntem ajutorați, trebuie ca să adresăm și să fim mulțumitori, să avem o inimă mulțumitoare, pentru că în Scriptură ni se spune că noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, nu numai pentru lucrurile care sunt bune, care se întâmplă în viața noastră, lucruri bune, dar și pentru lucrurile rele care ni se întâmplă. Dar învățând de la pilda samaritanului milostiv, ne uităm la el și vedem că ajutorarea pe care i-a dat acest samaritan iudeului a fost una necondiționată și mulțumirea trebuie să fie produsă nu numai atunci când suntem ajutorați, dar de asemenea și atunci când trecem prin momente de suferință. Trebuie ca să avem o atitudine de mulțumire și o inimă mulțumitoare, ca lucrul acesta să ne ajute să mergem mai departe, să privim mai departe de suferința în care ne aflăm sau în situațiile în care ne putem afla. De aceea, motive de mulțumire fiecare om, dacă se uită spre sufletul lui, spre viața lui, găsește o multitudine de motive de mulțumire. Și atunci când avem această inimă mulțumitoare, putem să vedem că în viața noastră putem să mergem înainte și să trecem peste situațiile grele sau încercările care vin în viața noastră. De aceea, atitudinea de mulțumire este un beneficiu
fie în viața unui credincios, fie în viața unui om din societate, această atitudine este bună pentru sufletul nostru. De aceea, o inimă mulțumitoare este acea inimă care o dorește Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Efeseni prezintă această idee a mulțumirii și nu este singura epistolă care prezintă ideea mulțumirii. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. În numele cui mulțumim? În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Când mulțumim, totdeauna, pentru ce mulțumim? Pentru toate. Deci, practic, este o mulțumire continuă. Mulțumire continuă. Deci, nu este o mulțumire selectivă. Din când în când mulțumiți. Pentru anumite lucruri mulțumiți. Scriptura este clară. Totdeauna, pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Această viață de mulțumire este o viață de mulțumire în care inima ta trăiește în mulțumire. Atmosfera în care trăiește inima ta este una de mulțumire. Ce se întâmplă când noi mulțumim? Cum percepe cerul mulțumirea? Psalmul 50 poate fi considerat un psalm al mulțumirii. Psalmul 50 cu 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Psalmul 50 cu 14. Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește juruințele făcute celui preanalt. Dumnezeu consideră aceste mulțumiri ca jertfă. Și Dumnezeu consideră că atunci când ne aducem mulțumiri, noi îl proslăvim, îl glorificăm pe Dumnezeu. Deci mulțumirea în percepția cerului este jertfă. Mulțumirea în percepția cerului este proslăvirea lui Dumnezeu. Deci se întâmplă ceva când tu mulțumești, tu glorifici pe Dumnezeu. Este o formă a jertfirii și jertfa costă. Pentru noi costă timp, costă atitudine în inimii noastre. O societate egoistă, o societate care uită să mulțumească. Dacă uităm să mulțumim oamenilor, atât mai mult uităm să mulțumim lui Dumnezeu. Samariteanul mulțumit este un exemplu a stilului care trebuie să facă mulțumirea. Profunzimea mulțumirii, adâncimea mulțumirii, reverența în mulțumire, totalitatea mulțumirii. Referitor la stilul de viață ca mulțumire, Pavel prezintă lui Timotei inclusiv mulțumirea pentru familie. 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 4 și 5. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Orice făptură a lui Dumnezeu este bună. Nimic nu este lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Contează foarte mult mulțumirile ca atitudine față de oameni. Contextul acesta include și familia, pentru că spune că unii vor opri căsătoria. Și în contextul acesta spune Pavel că orice făptură Dumnezeu este bună dacă se ia cu mulțumiri. De multe ori negativismul cântărește mai mult în ceea ce privește raportarea la familie decât mulțumirea. Spune în proverbe că cine are o inimă mulțumită are un ospăț necurmat, un banchet al vieții. Mai gustăm viața, pentru că nu mai avem atitudinea de mulțumire. Noi ne furăm pe noi înșine și furăm pe Dumnezeu, fiindcă nu mulțumim. Ne furăm nouă banchetul acesta al vieții, fiindcă nu avem o inimă mulțumitoare și nu dăm glorie lui Dumnezeu, fiindcă nu mulțumim. Cum reacționează Hristos la acest lepros vindecat, la acest samaritean mulțumit? Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Străinul acesta, samariteanul mulțumit,
Unde sunt ceilalți nouă? Este întrebarea de astăzi. Unde sunt ceilalți nouă? Te asemeni cu samaritanul mulțumit sau te asemeni cu ceilalți nouă? Poate ar trebui să primești mesaje că faci parte din ceilalți nouă. Uite că primești acum mesajul, dar tu trebuie să hotărăști. Dacă faci parte din cei nouă care n-au mulțumit, cei nouă nemulțumiți, sau faci parte din acea categorie a omului mulțumit. Și Hristos i-a zis samariteanului mulțumit, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Printr-o viață de mulțumire, noi ne ducem până la capăt mântuirea noastră. Printr-o viață de mulțumire, viața noastră de mântuiți ajunge la forma dorită de Dumnezeu. Samariteanul mulțumit este pentru noi imaginea necesară a vieții de creștin. Dumnezeu să ne ajute să trăim o viață de mulțumiți. Dumnezeu să o binecuvânteze.